Bine v-am găsit, dragii mei, la o nouă emisiune de promovare electorală. Invitat alături de mine în platou, domnul Gheorghe Stoica, fiind candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de primar al Comunei Bănești, dar și primarul în funcție al Comunei Bănești. Bine ați venit, domnule Stoica. Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Candidați, iată, pentru un al doilea mandat de primar la Bănești. Noi spunem poarta Văii Prahovei, aici se deschide Valea Prahovei. Și v-aș invita să trecem așa în revistă ce s-a întâmplat în primul mandat important pentru Comuna Bănești din punctul dumneavoastră de vedere. În primul rând aș vrea să amintesc o parte din realizările efectuate în timpul acestui mandat și aș încerca să fac o enumerare succintă, că nu pot să cuprind absolut toate obiectivele, și aș începe cu amenajarea unor străzi care au pietruite, au fost asfaltate pe raza localității. De asemenea, amenajarea monumentului Aurel Vlaicu, care este un simbol național și arăta într-o stare jalnică înainte, și cu sprijinul Consiliului Județean am reușit să-l aducem la un nivel corespunzător. De asemenea, aș vrea să vă întrerup, chiar a fost un eveniment la acel moment, îmi amintesc, mai toată lumea asocia cumva Comuna Bănești cu Aurel Vlaicu din pricina avionului care a stat foarte mulți ani acolo. La un moment dat a trecut așa, avionul a dispărut de acolo și a intrat un cont de umbră. A existat chiar un eveniment în mandatul dumneavoastră de promovare și de redeschidere a acestei legende legată de Comuna Bănești. În 2013 s-au comemorat 100 de ani de la moartea lui Aurel Vlaicu. A fost un eveniment deosebit de important, unde au participat mai multe avioane care au salutat toți participanții din aer și a fost garda de onoare de la București și invitații majoritatea cetățenilor din localitate. În imediat apropiere, chiar pe DN1, am reușit să, cu ajutorul unui sponsor important de pe raza județului, să montăm acele separatoare de sens, întrucât în zona au fost foarte multe accidente de circulație și pot să spun cu tărie că din acel moment n-am mai avut asemenea evenimente, chiar la intrarea în localitate, atât din ca urmare a montării acestor separatoare, cât și ca urmare a faptului că am îmbunătățit rețeaua de iluminat public prin montarea unor lămpi cu LED-uri pe ambele părți ale drumului național numărul 1. Este bine iluminată pe timp de noapte și de asemenea și la trecerea de pietoni, la intrarea în localitate, sunt montate niște lămpi cu lumină intermitentă care pot să avertizeze participanții la trafic de la o distanță mai mare, astfel încât să nu mai avem victime pe raza localității. Îmi aduc aminte, a fost acea mare tragedie petrecută în apropiere acolo, care a semnalat că așa nu se mai poate. Și, într-adevăr, momentul ăla a fost, cum să zic, de a intra în priză, pentru că nu ține numai de primărie, după câte știu, amenajarea DN1. A trebuit să intrați în colaborare cu mai multe instituții care au atribuții pe zona asta de circulație, de DN1. DN1 aparține de CNDNR. Însă, cu ocazia aceasta, am reușit să îi sensibilizăm cu ocazia inaugurării acelui obiectiv și au participat reprezentanți la CNDR, reprezentanții ai mai multor instituții de la nivelul județului și cred că a avut un impact deosebit, că chiar luna aceasta o să înceapă să monteze separatoare de sens de la Ploiești până la Comarnic, care sunt deosebit de benefice pentru locuitorii de pe raza acestor localități care traversează DN1 și totodată să prevenim
cât se poate de mult accidentele de circulație. Că totuși oamenii erau obișnuiți, mai ales pe raza localității, să traverseze dintr-o parte în alta vechile apăsau cutume. Cantare pe accelerație. Da. Și cei care vin spre București, la intrare în localitate, veneau cu 120 și sau chiar mai mult, pentru care s-au înregistrat foarte multe accidente de circulație. Haideți să continuăm acel periplu printre investiții și printre lucrările care s-au desfășurat în această perioadă a mandatului. Aș mai evidenția pasajul pietonal pe sub DN1, care face legătura între cele două părți ale satului Bănești, că odată cu dezvoltarea rețelei DN1 a fost tăiată localitatea în două părți, astfel încât se poate face foarte greu trecerea dintr-o parte în alta. De multe ori cetățenii traversau DN1 mai în grabă, ignorând uneori acel pasaj. Și am avut posibilitatea să construim pasajul acesta pietonal pe sub DN1, care este foarte benefic atât pentru vârstnici, cât și pentru copiii care merg la școală în Bănești sau vor să se deplaseze cu mijloace de transport în comun spre municipiul Câmpina. De asemenea, am mai avut niște investiții foarte bune și aș aminti că anul trecut, în decembrie, am finalizat 4 proiecte pe fonduri europene. Proiectul cel mai important a fost realizarea unui parc fotovoltaic care produce energie electrică pentru consumul propriu al primăriei și al unor instituții publice. De asemenea, tot pe fonduri europene au fost amenajat un drum național, un drum comunal DC6A de 1,5 km. S-a amenajat un teren de mini-fotbal în Urleta. De asemenea, tot pe fonduri europene am reușit să atragem aparatură IT și să amenajăm o masardă la nivelul primăriei, întrucât spațiul era foarte limitat și am dotat-o cu mobilier nou. De asemenea, am atras fonduri și am amenajat grădinița de la Urleta cu mobilier nou, cât copiii sunt foarte mulțumiți atât interior cât și în exterior. Aș vrea să vă întreb, este greu de lucrat pe fondurile astea europene? Multă lume se plânge că ar fi birocrație. Alții spun că se rezolvă cu pricepere și cu răbdare. Cum ați lucrat dumneavoastră pe zona asta? Se lucrează foarte greu și de aceeași părere sunt majoritatea colegilor din zonă care au încercat să acceseze fonduri europene, întrucât birocrația este deosebit de stufoasă și a trebuit să efectuăm în deplasări la București sau la Târgoviște până am reușit să finalizăm și să implementăm acele proiecte și să devină și eligibile. Dar cu perseverență se pot realiza și asemenea proiecte și parcă este păcat să nu atragem fonduri europene pentru dezvoltarea comunei. Că nu întotdeauna avem posibilitatea să facem investiții din bugetul propriu sau din anumite colaborări cu Consiliul Județean, că știm destul de bine câte localități sunt la nivel de județ și cred că fiecare localitate are nevoie de o anumită sumă de bani pentru a înfrumuseța localitățile respective. Dar ne-am format o echipă bună care s-a experimentat pe fonduri europene și suntem convinși să atragem tot ce este posibil pentru mediul rural, astfel încât să contribuim la înfrumusețarea localității noastre. Tot în această perioadă a avut loc și cred că mai are încă, dumneavoastră să ne spuneți, o investiție foarte mare și foarte importantă
pentru Comuna Bănești, la nivel de județ Prahova, mă refer la investiția de canalizare. Aici această lucrare este realizată de Hidro Prahova. Noi participăm cu cofinanțare de 2%. Este realizată rețeaua de canalizare în proporție de 86%. Putea să fie gata la sfârșitul lunii octombrie anul trecut, dar datorită faptului că firma care a câștigat licitația a reziliat contractul din iunie anul trecut, nu s-a mai desfășurat niciun fel de activitate. La ora actuală se află în faza de licitație sau pregătirile pentru faza de licitație pentru a stabili ce firmă va câștiga licitația, se poate continua lucrarea de canalizare. Că foarte mulți cetățeni din comună sunt nemulțumiți de această situație, că își doreau să fie finalizată mai repede și să poată folosi rețeaua în condiții corespunzătoare. Un proiect care a mers foarte greu la nivel de județ, dar cred că și în România proiecte similare, dar care odată încheiat, cred eu că va fi un câștig, așa cum am spus, la nivelul județului Prahova. Și aici aș mai vrea să remarc faptul că dintre toate localitățile există o singură comună în acest proiect, și anume Comuna Bănești, alături de alte orașe, de majoritatea orașelor din județul Prahova. Deci ați avut dumneavoastră băneștenii și cumva ați tras o carte norocoasă la chestia. Aș vrea să fac o completare. Aici este vorba numai de satul Bănești. Se lucrează la proiectul și pentru satul Urleta. S-a încheiat deja contractul cu Hidro Prahova ca în proiectul viitor să fim incluși și noi, atât și va fi o zonă care va cuprinde trei localități, satul Urleta, Telega și Comuna Scorțeni, iar stația de epurare va avea loc, se va finaliza la Mislea. Că se ține cont și de sistemul gravitațional, era foarte greu ca să folosim acea stație de epurare de la Câmpina pe care o va folosi satul Bănești. Primar, considerați că s-a încheiat lista, vreți să mai adăugați ceva pe această listă a lucrărilor și a investițiilor rezolvate sau trecem la următorul punct aș vrea pe să care mai amintesc mi l-am să-mi... propus pe ordinea de zi? Să mai precizez că la nivelul satului Urleta s-a construit un cabinet stomatologic, întrucât la Bănești funcționează de mult timp. Acesta este gata, urmează să încheiem un contract cu un medic stomatolog care o să vină cu un scaun, aparat special și mobilierul necesar și încheiem un contract de comodat, astfel încât locuitorii comunei să beneficieze de niște prețuri mai mici și totodată să nu mai facă naveta către Câmpina, pentru că este mai costisitor pentru pensionari sau alte categorii de persoane. Fără îndoială. Am pus punct aici listei. Haideți, lăsați-o că... Sau hai să mergem pe aceeași direcție și să vedem cam ce propuneți dumneavoastră să completeze această listă pentru mandatul care urmează, în cazul în care veți câștiga fotoliul de primar. Aș vrea să mai spun că mai avem și niște proiecte în derulare la ora actuală, care sper să fie gata în 30-40 de zile. Este vorba de niște rigole pluviale în Bănești și Urleta, de asemenea amenajarea unui podeț la Bănești și de mâine începe o lucrare pentru realizarea unei acces pietonal care se facă legătura între zona din jos și șoseaua națională. Că foarte mulți cetățeni mergeau în condiții improprii ca să scurteze drumul și am făcut o cale de acces pietonal, sau urmează să fie realizată pe baza unui proiect bine conceput și sperăm să le realizăm cât mai repede. Pentru viitor ne-am propus mai multe proiecte și unele vor începe chiar de anul acesta și mă referi în primul rând la un proiect frumos de 1 milion de euro care se referă la amenajarea
drumurilor comunale care nu au fost asfaltate și nu numai drumuri, chiar și unele alei care fac legătura cu drumurile principale din localitate. Pot să spun că suntem două localități care noi și Cornu și Comuna Cornu care am reușit să implementăm acest proiect pe fonduri europene de 1 milion de euro și care au fost declarate eligibile și sperăm ca într-un timp foarte scurt să scoatem la licitație această lucrare și spre toamnă sau prin septembrie să începem deja lucrările. Un alt proiect care pentru mine constituie prioritatea numărul 1 o reprezintă construirea unui pod peste râul Doftana, întrucât foarte mulți cetățeni încă mai circulă pe acel pod care este avariar și chiar dacă am luat măsurile necesare pentru a împiedica trecerea peste acest pod, unii încă își mai permit și chiar uneori chiar își riscă viața, pentru că mulți dintre aceștia sunt pietoni sau bicicliști și pe DN1 este interzis sau nici nu au posibilitatea să n-au o bandă specială pentru pietoni și bicicliști pe podul de peste DN1 și o parte din cetățeni se deplasează în imediata apropiere a localității la diverse obiective din unde își desfășoară activitatea în Câmpina. Dar acest pod prezintă o importanță deosebită, întrucât sunt situații când apar accidente de circulație pe DN1, se blochează circulația mai mult sau mai puțin timp, depinde de evenimentul respectiv, timp în care este nevoie de o mașină a salvării, a pompierilor și așa mai departe și vă dați seama cât de mult se îngreunează deplasarea la locul unde trebuie să intervină. Și acina, având o cale de acces suplimentară, am împiedica foarte mult sau îngreunarea deplasării. Este un proiect... Avem proiectul, trebuia să... Care are finanțare, are... Deocamdată nu este finanțat, că trebuia să fie început mai de mult timp, însă am fost blocați ca urmare a faptului că cei de la CNADR lucrează la două proiecte, să vedem care va fi finalizat sau care va fi acceptat pentru realizarea unei artere între Bănești, pe marginea râului Doftana, imediat înainte de a trece podul peste DN1, în dreapta, pe lângă Valea Doftanei, se face o arteră către comuna Valea Doftanei și mai departe la Săcele. Și până când acest proiect nu va fi finalizat, este greu să începem noi lucrările la pod, întrucât este posibil ca să se suprapună cele două proiecte și să împiedice executarea lor. Așa că așteptăm până se finalizează proiectul respectiv și după aceea vom demara și noi lucrările la aceste obiective care îl consider de importanță deosebită. Vă rog, dacă mai există din propunerile dumneavoastră pentru cetățeni, în perspectivă? Avem iar un proiect foarte important pentru localitate și pentru tineri, pentru ansamblul Floare de Cireș și nu numai, pentru cursul de canto și instrumente muzicale care își desfășoară acum activitatea în niște condiții improprii și avem un proiect pentru construirea unui centru cultural. Am reușit să obținem finanțare de la Ministerul Dezvoltării și cred că luna viitoare va începe procedura de licitație și să începem lucrările la acest obiectiv de mare importanță pentru localitate. Tot anul acesta vom începe construcția unei săli pentru Consiliul Local, iar la etaj vom construi o arhivă modernă, întrucât arhiva la ora actuală este păstrată în niște condiții mai puțin corespunzătoare și este absolut necesară realizarea acestei construcții. De asemenea, mai avem în proiect realizarea unor rigole pe anumite străzi
când plouă abundent, apar anumite inundații și trebuie să facem niște rigole ca să se ducă apa către râul Doftana. Și acest lucru s-a observat foarte bine în ultima perioadă, când au căzut cantități însemnate de apă într-un timp foarte scurt. Ne-am confruntat cu anumite inundații ale unor gospodării. Putem trece la următorul subiect. Aș vrea să vă întreb cum se desfășoară campania electorală. Iată, acum suntem spre final în Comuna Bănești. De când s-a început campania electorală, am luat legătură cu toată echipa mea și am stabilit să desfășurăm o campanie electorală deosebit de frumoasă, fără agresiune, fără a aduce acuze la adresa unor competitori, și până în prezent s-a reușit acest lucru și chiar suntem mulțumiți de modul cum desfășurăm noi această campanie electorală. Dar, din păcate, există un candidat din tabăra adversă care folosește, sau, mă rog, practică o campanie destul de urâtă, de agresivă, încearcă să incite, să dezbine locuitorii dintre cele două sate, lucru care nu este deloc benefic, și fel și fel de acuze de-astea neîntemeiate, ca și când pe timpul mandatului nu s-a realizat absolut nimic, că nu s-au atras fonduri europene. Însă, cetățenii de bună credință și care doresc să fie bine informați, le-am pus la dispoziție câte o broșură cu absolut toate realizările în decursul celor 4 ani și toate fondurile europene care le-am putut accesa până în prezent, și dânsii pot să facă o analiză și să tragă o concluzie pertinentă. Domnule primar, o întrebare oarecum surprinzătoare, așa, pe care am mai adresat-o în decursul acestei campanii electorale. Ce ați face dacă ați fi Dumnezeu pentru o zi? Dacă? Dacă ați fi Dumnezeu pentru o zi. Ați avea puteri nelimitate. În primul rând, aș face în așa fel ca lumea să fie mai deschisă, mai fără atâta agresivitate, mai bun la suflet, mai atașați, mai uniți. Că prin unitate se pot rezolva multe, dar prin dezbinări duce numai la ură, revoltă, și nu se pot realiza proiectele care și le propune, care se propun la nivelul unui consiliu local. Am ajuns la finalul emisiunii noastre. Mai avem 2 minute în care puteți lansa un apel către cetățenii Comunei Bănești. În Comuna Bănești sunt niște oameni deosebiți, buni gospodari, ambițioși, și le doresc să participe în primul rând la vot și să aleagă cei mai bine pentru a continua împreună dezvoltarea comunei. Că sunt foarte multe lucruri de realizat la nivelul comunei și problemele principale cât de cât au fost aduse la un nivel corespunzător. Acum trebuie să luptăm pentru modernizarea localității. Și e bine să fie foarte atenți când iau această decizie, și mi-aș dori să aleagă varianta cea mai bună. Vă mulțumim pentru prezența în acest studio și noi le spunem locuitorilor Comunei Bănești, dar celorlalți prahoveni, să cumpănească bine și să aleagă ce e mai bun pentru localitățile și pentru județul lor. Vă lăsăm în continuare să urmăriți, stimați telespectatori, programele televiziunii noastre, inclusiv programele electorale.